Asta e cheia, uite, o reglezi pe lungime, ai pus așa, uite, Milene se filmează cu suportul, da? Pui piciorul aici și ai ridicat în sus, te ajută mult cheia asta. Bang, fain frumos, foarte nice scule. Înainte să deschizi, să protejezi filetul. La Dual Tron Thunder 2, noi am făcut-o filetul, că unul a dat cu ciocanul ca nebunul, ca să scoată platou. Nu se dă cu ciocanul, am presă să scoți. Trebuie să cureți, nu forțezi pe nisip. Dai cu ciocanul, după aia forțezi. Șurubul te simte cu mâna, nu are voie să-l pui câși. Mor când văd mecanici din ala. Mulți m-am dus să le refac filetul, am și filiere. Am de toate și cu pila am făcut filetul manual. Salutare! Și acum ai toată șmecheria, am pus așa pe un suport. Bine, cablu tare, dar să nu forțez cablul de la motor, da? Pac. Acum. Să vedem, să vedem. Bun. Scoatem aerul. Apa, aerul și fraierul. Dacă ai grijă de un lucru, îți bune Kugo, chiar am văzut Kugo M5 Pro, numai dezavantajul e grea, mamă, la stă la 3, n-are 25 de kg, eu recomand în loc de altele, prea grea, mă, 35 de kg, asta are 25, cea mai bună să asta până în 25 de kg, Dual Tron are 5 de kg, nici vorbă să-l duc sus, fără lift, numai la casă. Dual Tron, nu mai vreau să critic, dar 4.000 de euro, du-te, bă, să-ți scârție direcția, la banii ăia nu face, nu face. Asta face 35 de milioane. O făcut pe Maxi 30 de milioane ofertă și o iei, ți-o faci tu. Am spus că trebuie să-ți dai lada de sculă, de la... De ce nu mai am aer? Am mai moale. S-o lipit pe lateral. Bă, dar asta am dus atunci cu firul, am scos, am dus-o la vulcanizare să mi-o facă, recunosc. N-am putut să lipesc cu compresorul meu, nici cum. Haideți că întrerup filmarea. De ce? Până dau discul jos. Bang, bang, că n-are rost. Salutare, eu sunt curios. Eu sunt curios cât îmi lua unul să-mi facă toate astea. Du-te, bă. Ce fain e să ai, faceți-vă atelier, începeți așa cum știți voi. Na, nu mai vând ponturi și eu nu-mi place, am două filetante, eu, na, ce schimb subiectele. Nu-mi place să lucru cu filetante și șurubelnițe electrice să meargă mai încet, reglabil. Nu, nu-mi place, eu vreau să simt filetul ăla, să simt șurubul, că l-am băgat drept, că l-am băgat bine. Știu, pot, știu, pentru desfacere, repede. Nu. Și la desfacere, uitați că mi s-a rupt și al doilea șurub. Să pun șuruburi noi la motor. Toate, că am făcut o prostie când am luat-o. De ce? Am pus șuruburi necălite din astea de aluminiu. Aluminiu, Ashima. Frumoase, dar nu rezistă. Înțelegeți? Nu rezistă, frate. Bun, s-au rupt două șuruburi acolo. Schimbăm, scoatem rulmentul. Punem cauciucul mai întâi și tavarele. Uitați cum s-a rupt. Verific bobina, continui cu filmări, editez, salutare. Ia uitați mă, YouTuber, și-a făcut slime-ul, protejat bine, uitați ce slick e. Am avut multe găuri, dar cum a intrat noroi sau ce dracu e ăla? Am și ca o bilă cum s-a învârtit slime-ul acolo. O să bag mai puțin slime, oricum nu mai am slime, atâta mai am. S-o fix oxidat slime-ul, dar zici că e cu pământ, uite. Uite cum s-a făcut slime-ul. Îl pun tot pe hârtia asta, 8.000 de kilometri, da, are 2 ani slime-ul. Nu, scuze, am mai schimbat odată cauciucul. S-a învărzit, uite ce e aici. Curăț tot cauciucul, frumos. Ce dracu e aici, mă? Eu nu înțeleg.
Așa e geanta aici? Da, da, aici e și șurubul. Na, curăț ăsta. Frumos. Na, du-te ce aici, frate. Trebuie să curăț tot frumos. Du-te, bă. Deschid și bobina, văd cum arată. Sper că n-o ruține. Da, nu, că se învârte ușor. Vă țin la curent. Băi, cred că mă prinde ora 0:12 noapte cu schimbarea cauciucului. Uitați ce-a fost aici. A intrat mizerie pe ploaie de aia, că am găsit azi roata mai moale, am mers pe ploaie până am umplat-o. Îl curăț tot, sunt curios dacă a ruginit bobina, ceea ce nu cred. Mi-a corodat slime-ul, dar ce să faci altceva, că gândiți-vă că am avut vreo 7 găuri și numai umflam, nu ai treabă să mai dai cu slime-ul ăsta, nu mai e treabă, vă spun. Nu mai e treabă să dai jos, să astupă bine, dar na, o corodat cu oxigen, cu aluminiu, mi-a corodat vopseaua de pe geantă, dar restul e ok și o corodat și pe lateral, na. Dar băgați slime cu încredere că vă salvează de pene. Ma na, acum am de curățat. Haideți că iau o cârpă și îl curăț frumos. Da, se pare că o corodat cu vopseaua. Păi na, cum să cu oxigenul, cu aerul, uite, au făcut aici pe margine. Tu mai bași surubelnița, mai s-o lipit cu cauciucul, dracu, să-l ia, nu știu ce. Degeaba am terminat o fizică, chimie, că mai mult am chiulit, mă duceam eu la filme, la Titanic, să văd Titanic, cu 97 eram clasă 10. Și mă plăcut cum e chimia. Ah, s-o prins ceva, vorba lui profesorul de română, în general, Remus are pâine asigurată, 6, nu pot să-i dau mai puțin de 6, nu învață nimic, e brânză bună în burduc de pâine. Când învață, are 9 și 10. Îi dau nota profesorului, 10-le. Dar după aia nu mai învață, este nebun, nu vrea să învețe. Dar pâinea are asigurată, așa zice proful de română, săracul Crăciun de la Generală 25. Așa că tot. Nu mă enervați, că duc la rectificat. Îl pun pe mașinării. Bun, fiți atenți aici. Când fac o filmare lungă, nu se uită nici dracul la YouTube-ul meu. Nimeni nu se va uita. Că nu-i interesă, nu-i game. Tu faci, Stefan și Doici. Așa îmi vine câteodată să las atelier, să las tot, să plec în lume. Că nimeni nu mă apreciază nimic. Crezi că neamțul repara ca mine? Du-te, bă, deci. Are bani, arunca la gunoi. This is 60 rotten zi. Ciao. Îl fac Neckerman și vă arăt filmare cum îi dau pe gușă. Încă o dată salutare. Ce m-aș face eu fără biaxul ăsta? Electric. Bă, nu știu ce să zic. Cred că e ultima trotinetă care o iau pentru că nu se compară cu bicicla electrică. Uitați ce-o corodat. Am curățat buza asta frumos. Nu-mi place aluminiu chinezesc deloc, nu știu ce, cu ce pizda mă zic, pardon, espresor turnate e motorul ăsta, las, că am văzut motoare mai proaste ca la asta. Nu, nu-i calitate, man. Luați-vă firmă, v-am spus, merge bine trotineta, nu am creat, dar nu se compară cu bicicla, cum ce-am făcut eu. Nu se compară, pentru că nu se compară, deja mă enervez. Poți o tai cu... O rup în două, ca ăsta cum rup laptopul. Hai, gata, ultima filmare, văd eu cum editez, îl curez bine, îi pun cauciuc nou. Și cât ține? O ținut 8.000, mai ține 2 ani și încă 8.000. Deci nu mai lăudați toate petardele, vă rog eu, lăsați-vă de review-uri, de how-how, de bau-bau. Na, bine, 8.000 de kilometri pot să spun că n-am muncit la ea. Acum o fac, dar o corodat și m-am enervat.
Dacă vă filmezi de aproape, o coru, da, bine. Bine, astea am mai schimbat alcoțucul, poate și zgârietor de la cumva și rubenița. Asta, dar într-o parte am zis, uite aici am frecat, eu, frate, o coroziune de... Du-te, bă, am zis că trece pe partea înaltă. Fake-uri, frate, nu e nimic calitate în ziua de azi. Ca mașinile alea, până în 2004 s-a făcut BMW-ul calitate-ul. După aia, era să zic, poți să-l... Salutare. Bun. Salutare, YouTuberi, întrerupem partea 1 aici, adică finalizăm partea 1 aici. M-am enervat că s-o rup și șurubul ăsta, am făcut o greșeală că am pus aceste șuruburi Ashima care sunt moi și de aluminiu și nu recomand decât la disc eventual sau la biciclete unde nu e forță, aici e forță rată mică pe frânare, pe demaraje, adică pe frânare, că aici e discul. Bun. O să scot astea două șuruburi, le extrag și am încheiat cu filmarea. Bun, l-am frezat cât să iasă capacul, da, trebuie să caut o șurubelniță mai bună, așa, să vedem cum arată motorul și aia. Ok, am scăpat de rugină la motor. Motorul de la Kugo G2 Pro, fără senzor Hall, așa este motorul, motor foarte bun, de 1350 peak power, arată bine, nu-i mizerie în el, deci am scăpat de o treabă. O să-l aspir, vedeți? Dacă ar fi toate motoarele bobinate, dar nu mai intru în detalii. Șaiba asta subțire, o vedeți? Asta e foarte importantă, așa era și la Piaggio. La motoarele în doi timp. Ai uitat asta, ai presat prea tare rulmentul, ceau. Asta e foarte, foarte importantă. Da? O punem aici să nu o pierdem. Pac, de ce? E foarte importantă, vine până aici rulmentul. Nu mai mult, nu mai puțin. Bun. Și n-o să scot rulmentul. Bă, mă mir că rulmentul nu are joc, uitați. Este 6003RS, nu are joc, nici nu-l desfac să lung. Salutare, e, sunt foarte mulțumit de motor. Dacă eu ne-am dat în gură la motorul ăsta cu 115 kg și acum cu 100 că am slăbit, se putea mai bine, să vedeți bromtonul. Uitați-vă pe filmarea mea la bromtop, ce calitate o-i bobinat. Da, și ăsta e ok, important e că nu am apă, nu ruginit. Salutare, YouTuberi. Ne auzim mâine când termin trotineta, cauciuc nou, slime și următorul proiect. Ori îmi cumpăr scuterul ăla cu 500 de milioane, ori fac un Pegas, 3 viteze în putuc, fat bike cu tezător. La revedere, noroc! Iau! Salutare! Da, se pare că rulmentul e foarte bun, nu am joc pe rulment. 8000 de kilometri în Kugo G2 Pro, nu recomand M5 că e greu, nu recomand G3 că am văzut că are probleme la controller. Ia să vedem, vazelina. Nu te-ai prea uscat, dar îți bag și litium, vazelina pe litium. Se ține drept capacul. Așa, i-am băgat vazelină pe litium. Nu litium, eu nu știu ce litium. Ui. Așa. Poate îl stric dracu. Asta face peliculă, fain, mai pici ușor. Asta îmi face, vă spun, peliculă. Am văzut rezultatul ăla. Acum poate fac dracu și la asta cu rodare, ceva că am combinat mama cu tata, să nu zic sura și prefectura, cred că nu se mai uită nimeni după înjurături la YouTube-ul meu. Ai, doamne, doamne, așa-l ștergem. Da, nu știu ce m-am grăbit, nu-mi iasă, mă, când filmez nu iasă, dezaba. Punem capacul înapoi, mai bag vazelina pe drept. Voi nu trebuie să vedeți. Așa. Asta e vazelina. Bang, bang. Opa, litium. White litium gris.
Foarte bună. Da. Băi, eu n-am chef să scot motobobina aia. Nu am chef să scot. O las așa. Nu umblu la celălalt moment. Pe ăsta e mai prelungit durata de viață. Bă, de unde am pus inelul ăla? Uite-l aici. Trebuie să... Mamă, 2 minute. Cine se uită pe YouTube la 10 minute? Că o să fac colaj. N-are nimeni nervi. Că nu se uită nimeni. Îi pui capacul înapoi să fie drept, da? Pac. Să facă țac. A, da? Și ești, dracule. Acum o să șterg cu pelioța, că nu-mi intră vazelină la bobină. A, nu. Capacul ăsta se învârte, axul stă pe loc și se învârte ca dracu, poate o runc, hai să curăț tot. Bun, salutare YouTube, revin mâine cu filmare când e gata, că nu mai vreau să fac răcie, e ora 9. Salutare, barau. Bun, am extras și alea două șuruburi ce erau rupte, foarte simplu, nu m-am complicat prea tare. Am luat ăsta că se ieșite, hai să dăm la ultimul, strângi tare. Și l-ai răsucit, nu-i mare lucru. După aia îi dau frumos cu, și cu mâna. Ia uite că nu are cu mâna. Bang. Că nu-i vreo șmecherie acolo. Da. Gata. Uite de aici, alea lante toate rupte. Nu mai puneți de aluminiu, nu faceți prostii ce l-am făcut eu. Da, ăsta e motorul Kugo G2 Pro. Îl suflu și cu aer, mâine, bun, aici ale, să nu cumva să aibă la motor ceva, șpan. Aici avea un adeziv așa, de aia l-au salvat fraierii, nu că la Xiaomi, are semeringuri, avea un adeziv pus, nu avea garnitură, nu avea mastic, avea un adeziv subțire care a sigilat ăsta, cred că o să-i pun și eu mastic din ăla frumos. Eu o să pun mastic pe carcasă și na, nu știu, vazelina asta pe litru, parcă e un pic abraziv, așa, ia, nu știu ce să mai zic, că deja, ia, mai bine nu băgam. Nu e abrazivă, abrazivă, cum trebuie să fie abrazivă, ia, uite, e fină, face, așa mi s-a părut și mie că abrazivă, dar nu e. Poate cum am băgat acum, au curățat ceva span, știi? Da, mai bine câteodată las urmenții cu mâți fără vazelină. A, nu, se învârte ușor. Verificați urmenții așa că apăsați pe ei. Ba, se învârte bine. Bun. Salutare, YouTuberi. Nu finalizez lucrarea azi, că trebuie să merg în magazin de biciclete să iau 6 șuruburi frumoase și de oțel. Călite. Și m-a întrebat acum, acolo, vrei, când am luat, vrei de aluminiu sau de oțel? Eu dăm de aluminiu, ți-a zis ce prost, m-am uitat la spec. Nu vă mă uitați la spec, luați călite de oțel și mai ieftine. Oțelul e baza asta. Nu o dau cu gumă, mergem, fac treaba cu ea, ceai, mă. Și e șopere, îmi plac, îmi plac, nu știu, nu mai plac mașinile, îmi plac astea, vehicule astea electrice, mergi cu un leu, frate. Mergi cu un leu, stau 10 milioane în plus pe lună și dorm cât vrei, salutare. Mai mult stă plus. La mașină, dar asta e problema mea. Vă salut, salutare, salutare, imit și-o pe ăștia.